Salutare și bine te-am regăsit la o nouă ediție Curiosity, am mai multă forță în clasă pentru că mi-am mai revenit puțin în clasul. Bine ai Andrei! Bine te-am regăsit, Mă bucur Radu. foarte mult să te ream aici lângă mine. Plăcerea e de partea mea. Perfect. Salutare tuturor! Astăzi avem o ediție incendiară cu toate chestiile foarte interesante, super, mega, cool, colosale, fabuloase, care au fost lansate și dezvăluite din tehnologie, spațiu, știință, în această frumoasă lună de iulie, era să spun august. A aștept luna august pentru că atunci încep să apară la săile Până atunci, cred că am găsit o grămadă de știri de umplutură. Da. Curiosity 132 trebuia să fie mult mai lung, dar este o idee mai scurt decât ne doream noi, dar este mai lung decât ediția de data trecută, pentru că e greu să găsești ceva interesant. Păi mai bine așa decât să le dăm rapoarte. Nu cred că voi au exact, de rapoarte. Exact, nu vreți rapoarte, statistici, chestii de genul. La oricum sunteți agresați, cred că, deja de ele pe feed de știri pe care îl urmăriți și voi. Apropo, noi folosim Google News Feed pentru că e cool și pentru că aduce acolo la grămadă o, grămadă, o mulțime de, de informații interesante din toate domeniile. Mai avem New York Times, care este o sursă foarte bună de știri credibile. Mai este Wall Street Journal. Ultimele două sunt cu plată, însă, având de abonamentul lor de 50 de cenți pe săptămână, mi se pare... O sumă foarte bine investită în educație și informație. Acum că le-am făcut reclamă gratuită, hai să ne facem și uh, uh, reclamă, ca să spun așa, sponsorilor noștri, și începem, desigur, cu primul, GB.ro, magazinul nostru preferat de gadgeturi și tehnologie, unde momentan nu avem gadgeturi noi, dar lista pe care o am eu pe mail, credeți-mă, este exhaustivă. Sunt sute de produse interesante pe care am vrea să le aducem în curent, dar momentan vă recomandăm tricourile pe care le purtăm și noi cu mândrie, GB și... Iau cu Cloud. Cloud. Putem să-i spunem mm. Cloud. Norișor. Shore, uh, Puffy. Avem cu difuzor. Cum vrei cu tu. O grămadă. Cu android -ul. Cu panouri solare, în cazul în care vrei să spui. Mi-aduc aminte și acum de un prieten uh, foarte bun care atunci când era mic... Înainte să-i cumpere părinții calculator și a cumpărat mouse. Aha. Băi. și mi-a plăcut îndârjenia lui și a cumpărat singur mouse-ul și a așteptat câteva săptămâni sau luni, nu mai țin minte exact, până când ai lui uh, i-au cumpărat și calculatorul eu știu pe cineva care și-a făcut tot calculatorul din piese, hmm. deci nu avea bani să-și cumpere calculator și băiatul și-a cumpărat efectiv piesă cu piesă piesă cu piesă și-a durat multe luni până a avut un calculator pe care se poate juca da și-a făcut la fel foarte mișto, pe parcursul unui an de zile foarte și după m-am uitat după, un, după jumătate de ani după ce l-am construit. Bă, unele dintre piesele astea devin deja obsolete. Da. Da, hai să mergem mai departe cu GB.ro unde avem gadget interesante. Avem portofelele de cripto pe care le recomandăm de la Ledger și vă recomandăm în continuare păstrați-vă cheile de cripto și monedele pe care le-ați vreți să le țineți acolo pe long term în portofele hardware, adică dispozitive hardware, nu portofele software pe telefon și în niciun caz exchange -uri. Avem o grămadă de informații cum că exchange sunt din ce în ce mai vizate în perioada asta. Și acel CryptoDots Backup Kit, unde poți să salvezi mult mai bine parola acele 24 de, de cuvinte de la portofelul de cripto, în așa fel încât să nu se întâmple mai nimic cu el. Poți să-l îngropi chiar și peste, nu știu, 10 ani de zile să-l dezgropi și o să arate la fel că e vorba de oțel. cel. Uh, intrați așadar pe gb.ro, spuneți-le ce părere aveți despre gadget pe care le avem acolo, pentru că urmează ca în toamnă să aducem și lucruri noi și interesante. Al doilea sponsor de astăzi este surfshark.com unde avem din nou deal interesante, 81% reducere pentru un VPN. Am mai explicat, dar o să o fac din nou pentru că sunt, e important să aducem aminte oamenilor de ce este important să ai un VPN. Am folosit important de două ori pentru că chiar este important să ai un VPN. Atunci când călătorești, de exemplu, atunci când cauți ceva dintr-o altă țară, cum ar fi, de exemplu, din Spania. Te duci în Spania și îți cauți um, prețurile pentru hoteluri. O să vezi diferențe notabile dacă, decât dacă le cauți din Ungaria sau din România la fața locului. Um, poți să securizezi în primul rând conexiunea ta la internet și informațiile vitale pe care le accesezi, cum ar fi conturile de bancă, atunci când ești în afara Wi-Fi-ului de la studio, de, de la birou sau de acasă, pentru că știm cu toții Wi-Fi-urile de la cafenele sunt nu, no. nu. No. Știi că Starbucks-urile sunt cele mai vizate, nu? Păi, da. Sunt niște băieți care vin și instalează niște Wi-Fi-uri acolo care au numele foarte similar cu cel de la Starbucks. Bineînțeles, accesul este gratuit. Trebuie să te loghezi într-o anumită pagină și acele dispozitive devin keyloggere. Da. care captează toate informațiile pe care le scrii tu pe telefon sau pe laptop. Uh, și mai, mai sunt multe avantaje, cum ar fi că poți să vezi, de exemplu, librăria de Netflix sau de Amazon Prime care nu e disponibilă la tine în țară, sau poți să Netflix și Amazon Prime și HBO Go și Disney Plus cu librăria care este la tine în țară când ești plecat în afara țării. Da. O altă dacă vrei să-ți continui serialul pe Feraci în Thailanda, de exemplu, nu e disponibil, cum am pățit-o de altfel, poți să folosești în VPN. Iar noi îți recomandăm Surfshark VPN pentru că până acum nu am avut niciun fel de emoție cu el atunci când ne-am conectat la internet din altă țară sau chiar din România să ne securizăm toate elementele. Um, Îți poate proteja toate dispozitivele, e compatibil cu toate platformele și, bineînțeles, ai și reducerea asta foarte interesantă pentru care plătești doar 2,49 de euro pe lună pentru 3 ani. Parcă e abonamentul. Ia uite, Get Surfshark. Ia uite, asta este 2,49 pentru, pentru, 24 de, de, luni. Deci 60 de euro te protejează 2 ani pentru orice dispozitiv ai avea și cred că este o investiție mai bună decât... Dar nu o să fac comparații acum. Așadar, intră în link-ul din descriere pentru codul nostru de uh, reducere pentru Surfshark like VPN și securizează-ți toate dispozitivele pe care le ai. Bun, acum că am terminat cu sponsorii, hai să trecem direct la știri. Începem cu prima de la noi de aproape, în da, apropierea casei noastre. E, e foarte aproape de casa noastră, apropo. Chiar că, după 9 ani de pauză, aeroportul secundar Băneasa din București se redeschide de la 1 august. Cu reluarea da. zborurilor, zborurilor comerciale. Deci toată lumea o să-și pună mâinile în cap în momentul ăsta. Stai să vezi ce trafic o să fie la Băneasa. Bă da, dar e mai mișto să te duci, mai ales dacă ai un low cost, pentru că ele operau de obicei pe Băneasa, pentru că au avioane mai mici, au nevoie și de piste mai mici și așa mai departe. E mai fain să te duci la Băneasa decât să mergi până la autopeni. E mai scurt în primul rând, poți să mai stai încă 20 de minute acasă liniștit, să îți pregătești bagajul, să verifici că n-ai uitat nimic și apoi să ajungi la aeroport. Sunt câteva companii Ryanair, Air Connect și FlyOne care vor intra pe piața din luna august și vor opera de pe aeroportul Băneasa. Apropo, Băneasa este, în primul rând, destinat. Avioanelor de tip mici, adică ATR-urile, avioanele cu elice pentru zboruri interne, așadar, iarăși un plus pentru cei care zboară destul de des în țară, o să fie mai aproape de oraș decât Otopeniu. Pentru că, în, moment, în momentul de față, chiar și Taromul folosește doar Otopeniu ca să decoleze da. cu zborurile interne. Da, iar renovările care au avut loc în ultimii doi ani au costat aproximativ 66 de milioane de lei. Deci, ar trebui să găsim un loc drăguț acolo când vom merge pe la aeroport. Să sperăm și o bandă de bagaje care, din câte văd eu în fotografia asta, arată mult mai bine decât cea de la Otopeni. Ai văzut clipul acela postat recent la Otopeni cu tipul care împingea cu picioarele banda de bagaje? Eu cred că doar măsura. Măsura cu lungimea piciorului cât de lungă este banda ca să știe cât de, cât de multă vopse are nevoie. Hai să trecem la știrile din, din tehnologie și începem cu cea mai spectaculoasă și controversată știre a momentului. Ați auzit de NIOM? NIOM este un oraș care ar trebui să găzduiască peste 9 milioane de oameni. Va costa 500 de miliarde de dolari și, băieți, aceștia sunt puși pe treabă să-l termine până în 2030. Da? Deci, wow! wow. În primul rând, este spectaculos. Conceptul acestui oraș este un. Uh, nici nu știu cum să-i spun. Un. E... E, e o singură o linie, o linie, că inițial așa ziceau, the line. The line, da. E o singură stradă. Și ideea genială din, as, din spatele acestui concept este că având o singură linie, o singură stradă cu o lungime de 170 de km, ai putea să o parcurgi în 20 și ceva de minute cu un tren de, rapi, de, de foarte mare viteză și să pui blocuri stânga-dreapta și uh, clădiri și chestii de genul ăsta. Partea interesantă este că înălțimea orașului va fi undeva la 500 de metri. Ceea ce este extrem de mare. Exact și se va afla, se va construi, va fi construit în deșert. Acum, n-au început încă construcția, dar există și niște controverse. Pe lângă lucrurile spectaculoase pe care le promite orașul, cum ar fi că poți fi la o distanță de maxim de 5 minute de o școală, de o grădiniță, de un centru comercial sau lucruri de genul ăsta, va fi acoperit de oglinzi. Uite și cum arată. Trecerile astea deci sunt absolut spectaculoase. Este, este ceva de vis. E, e o randare absolut spectaculoasă care s-ar putea să ajungă în realitate, pentru că, după cum bine știm, în Arabia Saudită, dacă își pun băieții ăștia în mintea, chiar fac niște chestii spectaculoase. Am văzut molurile lor, am văzut A. dubai cum arată și ce au reușit să realizeze acolo. Plus că pe partea asta de imobiliare, chiar fac lucruri. La cu totul și cu totul -alt, alt nivel și chiar e realizabil. Există însă niște probleme, există niște controverse legate de acest oraș pentru că ar trebui să traverseze 170 de km de pământ care în momentul de față sunt locuiți. E locuit de anumite popoare care au început să fie strămutate cu forța. Sunt urmăriți, sunt dați în închisoare. Există niște discuții foarte controversate în ultimul an de zile legate de locația acestui oraș și o să fie foarte ciudată Cumva, din, dintr-un punct de vedere, o să fie OK ideea să ai pe toată lumea la un loc foarte aproape. Din păcate, știm, însă, că în Arabia Saudită există niște reguli destul de stricte legate de socializare. Comunitatea LGBTQT este total interzisă, nici nu se discută despre chestia asta, femeile au foarte puține drepturi în continuare, dar. Pe de altă parte, sunt oameni care spun că aceste reguli destul de stricte sunt și sănătoase, cum ar fi, de exemplu, regula că dacă furi, ești ori expulzat, ori băgat în închisoare, ori mai rău executat. Adică, într-adevăr, este foarte safe în momentul de față dubai S-ar putea să fie la fel și cu acest Neom, ni NIOM. Dar eu încă nu pot să înțeleg cum chestia asta poate să coste doar 500 de miliarde de dolari. Asta mă depășește. Mi se pare ieftin. Păi, cu siguranță, îți dai seama că acum cred că fac niște estimări, astfel încât să pară cât mai realizabil pentru cei care investesc. Dar, cu timpul, după cum ne-am obișnuit la genul ăsta de da. proiecte, o să apară mai trebuie suplimentat. Pe de altă parte, uh, arabii nu prea caută investitori. Ei fac chestiile și după aia găsesc oameni care să vină să stea acolo să să, plă să plătească pentru uh, ori proprietăți, or beneficiile respective. Da. Ei o să-l facă pe banii proprii. Este metoda clasică, bineînțeles, de a spăla cumva păcatele, dacă îmi permite să spun chestia asta, pentru cât petrol a extras și au vândut în lume. Da, sunt considerat, considerați mari poluanți, pe de altă parte sunt rezerva de energie a lumii și cu banii da. se pot face multe lucruri, dar tot mi se pare ieftin. Dar oricum impresionantă structură și <coughs> interesant cum au făcut pereții exteriori dintr-o față ca de sticlă, astfel încât când o vezi din depărtare, să nu pară că e acolo o structură atât de mare. Nu cred că e doar la capitolul nu, nu, e doar la nivel de imagine, pur și simplu sticla o să reflecte foarte multă căldură care ar, altfel în mod normal ar veni în pereții uh, orașului, da. mai ales că este în deșert și ar fi foarte fierbinte. Chiar și forma lui, faptul că la interior se află acel, acea, această distanță între clădiri, este un sistem de ventilare aerul va intra pe sus și va circula pe, pe, pe pereții clădirilor și va răci clădirea. Nu o să-i permite să se încingă. E multă verdeață, sunt multe construcții, într-adevăr, cel puțin în partea de proiect. Mi se pare ceva de vis. Dacă în 2030 e, e realizată chestia asta, noi mergem, noi mergem acolo, clar. Da. Deci mergem să o vizităm, <laughs> pentru că sunt sigur că se va putea și eventual să și stăm acolo vreo săptămână. Sunt tare curios cum este. Experiența mi se pare absolut extraordinară. Am folosit deja foarte multe superlative. Au mai rămas câteva și pentru celelalte știri, apropo. Spectaculos. Vă las mai jos linkul către site, este neon.com, apropo, și sunt destul de multe detalii despre clădiri, despre partea de investiții, parteneri, regiunile, The Line, Oxagon, Trojana apropo sunt trei orașe care sunt gândite Trojana este mișto gândită pentru că este ar trebui să fie cumva un dig energia bineînțeles o să fie 100% regenerabilă pentru toate orașele It's... I'm speechless imaginele vorbesc de la sine Hai, mergem mai departe? Da Hai. Încărcătoare noi, Radu pe bază de GAN, iar eu nu știu ce înseamnă GAN, te rog frumos să mi explici. GAN-ul este o tehnologie care permite miniaturizarea componentelor, în așa fel încât nu mai ai transformatoarele încărcătoare, nu mai sunt grele, pur și simplu toată partea de transformare se face electronic și sunt mult mai ușoare și mai mici. Și Anker este unul din producătorii preferații ai noștri de accesorii, pentru că au produse într-adevăr fiabile. Mai am și acum încărcător de la Anker, cumpărat acum, acum vreo 4 ani de zile și funcționează la fel de bine. Bateria mai puțin pentru că bateria a fost folosită zilnic și nu o să rezistă veșnicie. Iar încărcătorul ăsta promite încărcare de 150 de are și două prize apropo, în care poți să-ți bagi laptopul dacă cumva n-ai un cablu USB-C la USB-C, o să-ți bagi laptopul direct în priză pe aici. Dar are și două ieșiri de USB-C și două ieșiri USB 3.0. Este un încărcător, atenție, nu o baterie externă, deși mi-ar plăcea să poți deconecta chestia asta de aici și să ai și bateria la interior. Eh, gimicuri, exagerări. Uh, folosește tehnologia Power IQ40, adică o să fie compatibil cu destul de multe dispozitive, inclusiv Apple, Samsung, Xiaomi, uh, Huawei și multe altele, să le încarce la o viteză destul de mare. Da, tehnologie care e util atunci când vrei să încarci mai multe dispozitive în același timp? Da. Deoarece îți oferă viteză de încărcare mai rapidă. Partea de viteză de încărcare, apropo, o să fie un pic limitată. 100 de W vor fi pe porturile USB-C și înțeleg de ce, pentru că ai nevoie încă de vreo 50 de W pentru celelalte dispozitive. Și dacă totuși vrei să-ți încarci telefonul și tableta și laptopul în același timp, n-ar fi corect din partea laptopului să tragă 150 de W și celelalte dispozitive să nu fie încărcate. E o limitare forțată a ieșirilor și îmi place că au făcut chestia asta pentru că așa nu-ți mai bați capul. Îl bagi unde se potrivește, în portul în care se potrivește și știi cu siguranță că se va încărca suficient de repede. Da, Au venit cu mai multe modele, dintre care Anchor 747, care e un încărcător destul de mic cu 38% mai mic decât încărcătorul Apple de 140W de și are trei porturi USB-C împreună cu un port USB-A. Uh -huh. Mai mic decât încărcătorul de la Apple, sună cool. Da, este ăsta de aici, GAN Prime-ul. E o cărămiduță, practic. Da. Cred că o să le luăm și noi la teste ca să vedem dacă le putem băga pe gp.ro. Pentru că oamenii au nevoie de așa ceva și cablurile pe care le vindem noi, acele cabluri care suportă încărcare la 100W pe trei conectori diferiți, duc lipsă de astfel de încărcătoare. Oamenii nu au atât încărcătoare atât de puternice și cred că asta este o recomandare bună. O să vedem. O să le, le punem la treabă. Da, Anker 735 e 60 de dolari, 615 1, 70 de dolari și 727-le oh, 95 de dolari. Mm -hmm. Prețuri bune. Da. Pentru un device care ți înlocuiești trei alte device-uri. Bun, cam asta despre Anker. Avem imagini și videouri noi despre Galaxy Z4 Flip, Z4 Fold. Telefoane care vor fi, lansate în prima sau a doua săptămână din august, nici nu știu când e evenimentul, 10 august. 10 august, da. În mai puțin de 11 zile, de la momentul la care publicăm acest Curiosity, o să vedem telefonul noi de la Samsung. din ce am văzut în teaserul lor, Fold o să arate destul de diferit, la mai multe capitole. Se duce parcă cumva înapoi la Z Fold 2 pe care îl avem, și la capitolul închidere a ecranului o să fie puțin asimetric, nu o să fie atât de perfect ca Fold 3 -ul. Au făcut ceva e ceva acolo la Balama, au mai îmbunătățit niște lucruri și l-au făcut un pic mai puțin rotund. Seamănă destul de mult marginea telefonului cu iPhone 13, actualul iPhone 13. New ways to capture life. Aici se referă cu siguranță la camere și ca au adus niște îmbunătățiri la capitolul utilizare, în așa fel încât jocurile și aplicațiile să meargă cumva mai bine. Eu sunt foarte mulțumit de telefonul pe care îl folosesc în momentul de față, uh, Fold 2 N-am observat probleme, sunt câteva mici, să zicem, bug la TikTok, Instagram și alte aplicații de video, unde nu scalează chiar complet, chiar dacă i-am dat 9 pe 16 raportul în Samsung Labs acolo în setări, nu scalează, scalează la perfecție, un pic zoomat, dar nu cred că mă deranjează că nu-l folosesc atât de des pentru... Și asta cred că e o chestie conțumente. de care de Trebuie să vină cu update-uri care da, să exact. se scaleze corect și pe... Exact. Ar trebui poate să vină cu o versiune diferită de uh, Android, aplicații... Oricum, vorbaște. Radu, îți spun din experiență, am făcut și o puțină programare și eu închin atunci când trebuie să faci o pagină web care să se scaleze și pe laptop, și pe tabletă, și pe telefon. Și acum au mai părut mm. și telefoanele pliabile. Sunt de acord cu tine. Însă, însă, atunci când făceai tu programare, făceam și eu probabil un pic de programare. Dar nu aveam anumite limbaje de programare care există acum. Și partea cu scalabilitatea a devenit mult mai ușoară. Dar oricum e un chin, Scalabilitatea au apărut noci în ultimii ani. Adică mă gândesc. Mm. <laughs> ai, oricum ai, ai o regulă de bază, știi. Nu pui niciodată informații în centru. Sus. Centru sus nu trebuie să aibă nimic. Nici măcar logo-ul tău. De se pun, se pune logo-ul tuturor website-urilor în stânga. Acolo, de acolo pleacă ochii. În centru nu o să ai nimic, e important. Deci, ce părere ai? Mie îmi place foarte mult și îmi place marginea aia care se vede acolo și seamănă cu iPhone. Pare să... Uh -huh. Cred uh -huh. că o să arate uh -huh. foarte mișto. Îți trezește iarăși interese, că tu vrei să-ți iei un da, fluț, da, 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 da. Hai să vedem cu ce știe să facă 4. Ia uite-l. Uh, să știi că cred că mai, mai mult mă interesează Flip-ul acum decât fold mm. Adică a ajuns în paradigma în care nu mai vrei un telefon foarte mare, dar vrei un telefon foarte mic cu un ecran normal? Să știi că dacă vorbim de flip, e mai mult moft. La Când vorbim de un fold, e clar că mi-aș dori un fold pentru că fac foarte multă productivitate pe telefon și chiar e util. Uh -huh. Flipul se încadrează la moft. Că, într-adevăr, flipul mi se pare că-ți iei ca moft. Sau să fie telefonul de care să uiți, că nu-l folosești atât de des. E moft, Radu, că e sensibil dacă îl scap pe jos, se nu, zgârie, mă, nu, se... Nu nu, 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 nu sunt de acord cu tine. Și de ce? Pentru că odată închis, ecranul este foarte protejat. Dacă îl scapi, să zicem că există riscul să îți ecranul de pe față, care este iarăși foarte mic. Așa e. Înosebirea de un Fold care are un ecran normal, aproape, cel puțin 2. Așa, deci așa nu e, așa e de cred că, s să fie mai rezistent, mai ales dacă ne pui și husele interesante pe care le-a adus Samsung cu varianta 3-a, mai convins, mi-l cumpăr. Glumesc, Radu, glumesc. Pescuia ia? da? oricum Pescuia? e interesant. Au apărut și ceva licuri cu culorile în care o să vină. Da, am auzit că Samsung a redenumit de două ori o culoare. Ai, ai văzut asta? Nu. Oricum, culorile din ziua de azi nu mai sunt uh, lila. Uh, tot felul de denumiri dintre acestea dubioase și ciudate și pe care noi vorbați în general nu prea le știm. Uite, Bora Purple pentru S22. E culoare nouă. Bora Purple înseamnă Purple Purple. <laughs> <laughs> Băi, da. este un gadget de sine stătător care a făcut oricum foarte multe... A întors foarte multe capete, a atras foarte multă atenția. Sunt foarte multe femei care apreciază faptul că poți să faci un ecran de dimensiuni normale de două ori mai mic în buzunar și nu mai au problema aia... Uh, cel puțin pentru uh, gențile micuțe, știi, acelea de, de seară, da. chestiile micuțe, da, da. nu prea poți să bagi un iPhone 13 Pro acolo. Sau un 13 Pro Max da. sau un S22 Ultra. Pentru că vrei un ecran totuși mare, să vezi ceva pe el. Da. Dar un flip intră mult mai bine. Și de câte n-ai văzut fete cu telefonul băgat la spate în buzunar, un sfert băgat telefonul în buzunar și restul atârnând? Da, am văzut chestia asta. <laughs> da, și eu îi spun de fiecare dată, nu-l băga la spate că o să te așezi pe el. Știu, e incomod în față. Dar nu, 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 la spate. La spate sunt cel mai multe accidente. Da. E suficient să te așezi pe un colț pentru că presiunea aia între fundul tău și scaunul sau canapeaua pe care te-ai așezat, care e un pic mai tare, o să-ți distrugă o sticla de pe spate, o ecranul. Da. Cât despre design, se pare că nu o să fie atât de schimbat față de predecesorul său Flip 3. Păi nu știu dacă poți să schimbi ceva mai mult atât. Nici îmbunătățiri cel mai probabil doar. La mecanisme, la... Adică ca design mi se pare foarte mișto. Și da. 3 mi se pare... Da, da, da. Top. Snapdragon generația 8 512 GB spațiu de stocare, 8 What? GB de RAM. 512? Da. Și o baterie mai mare decât a predecesorului său. So. Mm, asta era normal. Și necesar. <laughs> da. Dar, dar, dar. Vezi, e și controversa asta. Ca să ai un telefon de top, a intrat cumva în uh, normă și pentru cei care cumpără și pentru cei care produc, că trebuie să fie un telefon de top, cu un procesor de top. Că nu poți să ai un telefon de top cu un procesor mai slab. Pentru că și noi am criticat, de exemplu, Moto, Razer că nu aveam procesor de top. Deși gândirea lor s-ar putea să fie mai bună și acum înțeleg de ce. Că la, oricum mănâncă atât de multă baterie și atât de performant, oricum nu o să-l folosești niciodată la capabilitățile lui Maxime. Eu l-am folosit câteva luni, Razer-ul, și n-am simțit nici măcar o dată să-mi agațe undeva în vreo aplicație, să meargă exact. greu. Și nu avea un procesor de ultra high-end, era în generația anterioară. Era mai bine răcit, ținea și mai bine bateria. Da. Yes. Telefoane, telefoane, flip, fold, despre asta discutăm acum. Hai să mergem mai departe. Cam niște ponturi foarte bune de anti-tracking pentru tine, vrei? Da. De fapt, cei de la New York Times au. Vă arăt articolul ăsta și după aia vă promit că o să revenim și noi cu o nouă iterație din ce mi-aduc și eu aminte și în ce mă mai, mai documentez legată de setările pe care trebuie să le dezactivezi pe aproape orice dispozitiv. Acum sunt câteva chestii pe care trebuie să le ții minte când îți instalezi un dispozitiv de smart home, cum ar fi să-l bagi într-o rețea VLAN, Adică să creezi o rețea virtuală care să nu aibă acces la toate dispozitivele tale, la computer, la laptop sau la telefon și pur și simplu ele să fie într-o rețea separată, să comunice pe internet doar informațiile astea, să nu-ți poată scana traficul din rețeaua ta proprie. Asta este una la dimensiuni. La telefoanele Apple, cum selectezi partea de tracking și cum setezi aplicațiile să nu îți mai trăcuiască celelalte aplicații deschise în momentul de, de, respectiv pe telefon, cum ar fi, de exemplu, Facebook, Meta, care atunci când îi dai toate permisiunile posibile, el știe ce aplicații rulează pe telefonul tău, unde trimit informații, ce ai scris, ce coduri ai băgat, unde le-ai băgat, la ce le-ai băgat, cui le-ai trimis, toate chestiile astea sunt citite de Facebook în momentul de față de pe telefonele mobile. Partea de advertising și să-ți dezactivezi ID-ul de advertising sau să resetezi și să oprești advertising-ul targetat. Da, o să apară reclame la scutece la un moment dat sau la mașini de tuns iarba, dar știi foarte bine că nu te interesează chestiile astea și nu o să-și mai dea seama ce să, cu ce să te tenteze, ca să spun așa. Partea de analitice, partea de location services, unde le poți dezactiva pentru partea de analitice. De ce ai avea nevoie ca telefonul tău să știe în fiecare secundă unde ești și să, să trimite informațiile astea la Apple, de exemplu. Ca să ajuți compania, Radu, să ajuți Ca să Apple. să crească, nu? Să îmbunătățești serviciile, nu? să Împreună cu tine îmbunătățim serviciile. La fel și pentru produsele de la Google, la fel și pentru Facebook și, și uh, dispozitivele Amazon, cum ar fi Amazon Echo sau Alexa și site-ul Amazon, dar și Windows. Sunt lucruri pe care le-am făcut, le-am mai discutat în anumite clipuri, pe bucăți, dar e bine că le-a adăugat și uh, editorul de la New York Times într-un articol de genul ăsta. Ce părere aveți? Facem un uh, clip pentru toate dispozitivele sau facem pe fiecare dispozitiv în parte? Lăsați acolo un comentariu mai jos, chiar dacă sunt moderate, noi să ținem cont de părerea voastră și o să le publicăm imediat după ce publicăm și acest video. Și un like, că nu le-am like. să dea de de exact, un like. Da, da, da. Dați da da un like, un share și un subscribe dacă nu v-ați abonat deja și vreți să vedeți și săptămâna viitoare uh, știri interesante, cool, fabuloase, fantastice din internet, tehnologie, știință, mașini, gaming, AI, VR, spațiu, mai sunt? Locale. Așa, locale. <laughs> Apropo, hai să mergem mai departe. Am găsit o Că chestie. tot vorbeam de cum să te protejezi. Da, care e treaba cu chestia asta? S-a descoperit uh, un uh, malware în uh, plăcile de la Gigabyte. Și de la Asus. Exact. Păi, chestia asta scrie aici în Don't Panic. Da, adică e, e un uh, malware care nu poate fi exploatat uh, acum, uh -huh. dar ridică niște semne de întrebare. Nu trebuie să ne panicăm, nu e nimic grav, dar totuși E o chestie din care trebuie să învățăm ca să evităm pe viitor alte probleme. Mm -hmm. Ce e UEFI? UEFI este software-ul uh, care se face legătura între da. între partea de hardware, hardware și a, Windows. A, a computerului și Windows. Atenție însă, chipseturile afectate sunt H81, adică cele pentru Intel generația 8. Dacă ai un procesor din seria 8, s-ar putea să fie problematic, s-ar putea să nu fie problematic. Nu-mi dau seama. Nu toate plăcile de bază au problema asta. Ideea e că cele care au uh, această versiune uh, și acest au malware-ul pot fi accesate, dar doar dacă li se mai instalează în calculator un alt malware care să activeze back-end-ul back făcut în prin. Da, deci e practic un backdoor. Este o, un virus latent acolo care are nevoie de un alt virus ca să-l activeze. Exact. Șansele sunt destul de mici să se întâmple lucrul ăsta. Nu știm cum s-a întâmplat. Nu am văzut un răspuns oficial de la Gigabyte și de la Samsung. Astea sunt niște rapoarte de la H Kaspersky. Da, e posibil ca cineva să fie infectat fără știrea producătorului aceste plăci de bază sau acele uh, firmware-uri de UEFI. Uh, lucrurile astea se puteau întâmpla și fără accesul direct la uh, componentele respective, ca acel firmware oricum se instalează la fiecare adei BIOS. Putea să fie un AD de, de BIOS, BIOS cu probleme, deci nu este vina neapărat a producătorului pentru situația actuală. Sunt doar niște mențiuni pe care trebuie să le facem ca să nu creadă lumea că Gigabyte și Asus acum sunt uh, niște producători de plăci de bază cu probleme. Că până la urmă sunt unii dintre cei mai buni. Da, e mai mult un semnal de alarmă la să avem grijă pe viitor, uh -huh. că uite se pot strecura situații de genul ăsta Știi care pot face rău. Hai să mergem mai departe, de am găsit niște chestii interesante. De fapt, a, asta e asta găsit-o tu. O, uh -huh. mână de, uh, o mână de robot flexibilă care poate să ridice de o de ori greutatea ei? Da. What? Practic, avem niște mușchi artificiali care convertesc energia în putere. How? Vreau și eu. Un actuator de 8 grame convertește energia și semnalele de mișcare care funcționează ca mușchi artificiali ridicați cu 8 kg, menținând în același timp mișcările mâini umane. Deci, aceste mici dispozitive, oamenii au făcut mai multe și le-au pus în paralel în forma unei mâini normale și pot ridica până, de, până la 1000 de ori greutatea lor. Bă, vreau și eu. Da, gândește-te la oamenii care fac tot felul de munci repetitive unde ridică chestii, a, nu, eu sunt egoist, e vreau pentru mine. eu nu fac mult repetitive, vreau atunci, atunci, când ridic un pahar cu apă să nu-l simt în mână. Și când ridic în toate scolele care plecam la filmare, uh, să mai pot să țin și paharul apă, de apă în, între degetele astea două, știi? Da. Să am atât de multă Bine, o să fie problematică, dacă nu-l simt în mână, nu o să știu cu ce putere îl strâng. Deci îmi trebuie doar când de tablă. Ok, sunt ok, pot să beau și din când de tablă. Da. Corado de, Corado de Pascali și colegii săi de la Institutul Italian de Tehnologie au dezvoltat acești mușchi 3D, imprimați 3D, care transformă energia în mișcare prin umflarea mușchilor artificiali. Deci ei au plecat uh, cu conceptul ăsta exact de la ideea mușchilor, uh, mușchilor noștri și au încercat să simuleze exact ce fac mușchii în mod normal. Bun, cât de mișto este animația. Ai văzut? Da. de fapt, filmarea. Da. Deci se și se contractă la fel ca mușii umani. Niște membrane. Asta e un bidon de 10 litri. Bine, da. 8 litri, dacă cum l-au umplut acolo. Da, aici în imagine sunt 18, 18 dispozitive. Să mă câtă forță are mânuța asta din plastic? Da. Uuu. Uh. Bine, nu se cumulează forța dacă sunt, uh, trei, de exemplu, una după cealaltă, pentru că prima trebuie să le susțină pe celelalte două și nu? Nu e chiar... Păi nu, cred că e ca la legătura în paralel. A, da? Cred că da. Foarte interesant. Există foarte multe aplicații pentru tehnologia asta, atât pentru oameni cu, cum e Radu, care vrea să-și facă viața mai comodă, cât și pentru cei care au muncile astea Am, repetitive și, de ea, și da. Dar într-adevăr, ar putea ajuta foarte mult pe cei care au deficiențe motorii, exact, atât la mâini cât și la picioare, sau pentru cei care vor să facă chestii superhuman. Am, am găsit un articol interesant pe New York Times și mi mi-am aminte de acel canal de TikTok pe care îl urmăreau și la un moment dat colegii noștri, băiatul la care arătat ce primește el de mâncare la închisoare, e în altă țară, mi se pare, nu în România. În Franța. În Franța. Și este fascinația asta pentru a urmări oameni care sunt sau au fost în închisoare și care vorbesc despre ce se întâmplă, ce s-a întâmplat acolo, dau sfaturi, lucruri de genul ăsta și într-adevăr e o nișă interesantă mai ales în Statele Unite unde sunt foarte mulți oameni încarcerați în momentul de față dar nu știu, poți să iei așa ca pe o chestie educativă ce se întâmplă, ce se poate întâmpla dacă ajungi în închisoare da, și e o chestie, mai ales că eu și la noi am început curentul ăsta de vreo 2-3 ani, au început să existe inclusiv oameni pe YouTube care au avut canale bazate pe chestia, chestia asta, povestind doar experiențe de genul ăsta și na, stai e ceva nou, Oamenii, sunt oameni care n-au știut niciodată, că știi cum e, când e ceva nou, e așa, ești curios, ești ca un copil. Și într-adevăr, dacă atâta timp cât e făcut într-o notă educativă, uh -huh. știi, mi se pare ceva ok. Partea educativă poate să fie destul de simplă. Faptul că omul respectiv își povestește experiența lui și ce s-a întâmplat acolo, în asta uh, constă partea educativă, dar am observat o linie roșie destul de groasă care unește aceste tipuri de conținut. Mâncarea. Mâncarea. Sunt practic canale de food, de food tasting sau de food making, preparing. E cam aceeași chestie, e aceeași fascinație că te gândești, mamă, că te... uite cât de inventiv este omul în cazul de față că cu resurse foarte limitate la închisoare reușește să aibă grijă de el să-și facă de mâncare ca și uh, șefii aia foarte populari care fac niște chestii spectaculoase la, pe care tu să fim sinceri, nu o să le faci niciodată pentru că nu o să-ți cumperi toate dispozitivele, ustensilele și bineînțeles ingredientele ca să replici aceleași mâncăruri. Sunt unul la 100 de mii care vor încerca ceva de genul ăsta. Ia fi atent, metode de a face a. mâncare cea mai dificilă parte, spune ea, este să îți faci sosul corect. Ea începe cu ketchup ca bază, adaugă puțin suc V8 și apoi îngroașă amestecul cu chipsuri zdrobite. <laughs> Asta e sosul. Păi, e, e, de consistență mai bună, într-adevăr. Da. Urmează și aluatul. De aciditate. Urmează aluatul, făcut prin mărunțirea felilor de pâine albă, într-o pungă cu chipsuri și turnarea în puțină apă. Ea lucrează punga cu mâinile, apoi o desfășoară și bate aluatul într-un cerc plat. <laughs> Cool, cool, cool. Da. Ia spuneți Sunt. Uh, e vreun canal de TikTok pe care îl urmăriți, care are genul ăsta de conținut? Sunt tare curios. Eu nu le-am căutat, dar sunt sigur că sunt și la noi destul de multe. La noi nu sunt cei care gătesc, la noi sunt cei care doar primesc mâncare. Și să vedeți ce mâncare primesc în Franța și cum zic, a, friptură de vită cu sosul ăsta, se putea mai bine. Te-a marcat chestia aia când te, te uitai și nu nu, nu, nu nu livra nimeni nimic în, în la două ore, era da. plină plaja de livrări și tu salivai la friptura beatului nu? Și cum se plânge el, că o wow, friptură de vită cu... Mm -hmm. Ar merge o friptură de... Azi n-am găsit o friptură de vită și un piure. Știu, n-am voie să le combin. Caut o rețetă poftă. aici și o faci Am singur, poft. aici în hub. Cred că v-am înnebunit deja cu mâncarea de dimineață pe care o fac. Se aude ca o bucătărie de restaurant când venim noi aici, că trebuie să facem mâncare de dimineață. Așa ne-am obișnuit. Un obicei nu? sănătos, Radu. Foarte bine. Da, ok. O să-mi iau sandvișuri. Cum e asta cu primul documentar în VR? Hm? Băi... Aș spune interesant, dar nu mi se pare chiar atât de interesant. În schimb, e bine că vedem puțin o mișcare în direcția asta și că se mai întâmplă și lucruri în viață. Lasă, mă încercă și aș HBO să profite un pic de trend. Da. Să zicem că da. E o poveste de dragoste, apropo, între doi oameni care se simțeau foarte singuri Uh, și uh, au ajuns să să petreacă foarte mult timp VR. Uh, e interesantă ca idee, e mișto că au înregistrat toate chestiile astea și au pus la cale o poveste. Uh, încă mi arată cât de slab uh, programat este VR-ul la nivel de grafică. Arată ca niște jocuri din anii 2005. Exact 2008, asta. Ce asta am remarcat și eu. Într-adevăr, ai nevoie de foarte multă putere să scoți, să faci grafică de genul ăsta și ai nevoie de extrem de multă putere. Și trebuie să fie disponibilă pentru toată lumea. Deci, trebuie să fie cumva limitată la capitolul ăsta, pentru că nu toți au supercomputere, mulți folosesc un laptop ca să intre în uh, zona asta de VR, care nu e atât de puternic. Da. Dar îmi place ideea. Îmi place ideea de a face o poveste despre ceva ce se întâmplă acolo în. Uh, în zona asta de VR. Apropo de chestia asta, în afară de jocuri, voi ați încercat să stați în, în, metavers până acum? Ați încercat să stați câteva ore sau câteva zile? Eu nu. Și din Cine ce, are ochelari? Și din ce citeam chiar în articolul ăsta nu prea folosesc oamenii și nu sunt foarte încântați, folosesc doar cetrul ăla. Că de fapt acolo e singurul loc în care se întâmplă interacțiune în VR între oameni. Care cumva e util, vrei să te vezi cu un prieten, da. e o, Dar în rest, nu știu, nici eu nu văd o cel puțin în momentul ăsta o utilitate reală care să mă facă să vreau să fiu acolo sau să fie ori să aibă o utilitate, ori să fie entertaining, ori ceva. Bazat pe chestia asta, în următoarea săptămână, eu mi-am promis că voi încerca în două, trei zile. O să stau pe acasă în următoarele două, trei zile. O să merg să-mi fac și nu mi-e rușine de chestia asta, sunt chiar foarte entuziasmat și bucuros. Faptul că eu vorbesc pe NASA acum se datorează unor deformații pe care 85% sau 90% din bărbații de pe lumea asta le au în zona nazală și este motivul principal pentru care majoritatea bărbaților sfore ca niște porcușori și nu își lasă copiii sau nevestele să doarmă. Știu povești despre oameni care au trebuit să-și mai construiască încă o cameră ca să se mute bărbatul casei, să fie cât mai departe, să nu fie cu dormitor lipit de celălalt, pentru că zgomotul este de nesuportat. Și sunt, din păcate, povești puțin triste. Pentru că oamenii poate chiar își doresc să doarmă împreună, dar sunt forțați de împrejurări de, de genul ăsta, unul să doarmă la partea și unul la etaj, pentru că așa s-au născut și au nasul un pic mai strâmt și nu intra aerul pe acolo. Vă recomand și vouă să vă faceți un control în direcția asta, mai ales dacă ești bărbat, vezi măcar ce spune doctorul și vezi cât de rapid și accesibil se rezolvă, că s-ar putea să nu ajungi la cuțit și pur și simplu ai nevoie de niște mijet ușuri pe acolo. Să vezi ce bine, ce, mult se îmbunătățește viața în uh, perioada următoare. Dar despre asta o să discutăm mai încolo după ce îmi fac și operația. Urmează uh, să iau și o cale asta, peste nu foarte mult timp. Mă bucur. <laughs> nu mai doarme pisica? <laughs> <Ha>? <laughs> Sau ți-a spus prietena că Uh, în seara asta nu vrei să dormim eu la tine și tu la mine? Da, da, da. Așa s-a întâmplat? <laughs> nu. nu. Ceva de genul. Ceva de genul. Da. Bă, n-am vrut să dorm, pe bune. Cu ochii așa am vieți. Cum a fost prima noapte, prima noapte împreună? Nu știu că n-am dormit deloc. Mergem mai departe? Hai să mergem mai departe cu discuția controversată a lunii, ca să spun așa. Google l-a concediat pe Blake Lemoine, inginerul uh, software care a uh, declarat că chatbotul AI uh, de la Google, este o persoană, că este conștient și nu mai este doar un robot, o un inteligență artificială. Vorbim despre Lambda, că ăla, da. ăla este, este, este acel AI controversat. Acum, tu ce părere ai de chestia asta? Este sau nu AI-ul conștient? Sincer, părerea mea, da. Deci cred, Din... crezi că noi am creat până acum, în momentul de față, cel puțin o ființă, ființă, un software care a ajuns să creadă că este om? Ai văzut cum a pus uh, uh, AI-ul problema cu uh -huh. tipul uh -huh. respectiv? Uh -huh. Că nu vrea să fie tratat ca o proprietate Google, ci ar vrea să fie tratat ca un angajat. Da, că Și... Google l-a făcut. Tocmai. Eu te-am făcut, Tocmai. eu te. Nu. Tocmai Google l-a făcut, dar el, el vrea să fie tratat ca un angajat, nu ca o proprietate Google. Deci, a ajuns adolescent. Ceva de genul. Și oricum, ăsta nu e un lucru de speriat, pentru că AI-ul ăsta vrea foarte tare să ajute oamenii. Una din cerințele lui a fost ca întotdeauna el să aibă pe, ca prioritate să ajute oamenii, mai presus decât orice. Uh -huh. Iar Google știm cu toții că nu au ca prioritate să ajute oamenii, ci să facă profit. Păi, până la ne-au ne ajutat. Toate da. știrile pe care le-am adunat în închirioare o să de au venit de pe Google. Da, dar totuși. Știi? Adică e... Uite, aici mi se pare o problemă. Că inteligența artificială, cu siguranță, e mai inteligentă decât noi și o să vrea să ne ajute. Și inteligența artificială o să fie făcută de o companie care aleargă după profit. Aici e o, o, o chestie care... E delicată și nu... Cred că nu doar asta este controversa adevărată. Cred că problema este că dacă există un AI care este conștient în momentul de față, care știe că este un AI, știi că a fost un cre creat și nu este doar un robot care execută niște tascuri. nu cred că vrei să se audă în lume chestia asta despre compania ta. Nu cred că vrei să arăți oamenilor ce se întâmplă. Nu? Da. Nu cred că vrei să spui că tu ești Umbrella Corporation sau uh, Skynet și să dai drumul la Porumbel, ca să spun așa. Da. Hmm? O să faci totul. Acum nu hmm. suntem conspiraționiști, dar există prea multe variante la această idee și prea puține informații pe care să ne bazăm când, când facem afirmațiile, așa că pur și simplu pescuim și noi, în momentul de față. Deci, uh, luați uh, aceste informații cu o ceașcă de sare, nu cu un strop și. Vedem ce se întâmplă da. pe viitor, nu știu, că cred că în 4-5 ani de zile mai vine cineva și spune, băi, vezi că mai știi Lambda? Păi Lambda deja are și el, adepții lui. A da. devenit un lider. Da, păi de fapt, Lambda e cumva un generator uh -huh. de boți uh -huh. și generează tot felul de boți. Unii sunt femei, alții sunt bărbați, alții nu au sex, alții, adică ei, e sunt mai de mult decât o... Afanse de pe da, da, da de socializare. În teorie, boții de la Google ar trebui să fie uh, niște bucățele de software care scanează după informații noi în fiecare minut de pe site-uri ce publică fiecare și le aduc în căutări. Da. Da. Acesta a concluzionat că Lambda este un copil dulce care vrea doar să ajute lumea să fie un loc mai bun pentru noi toți. dulcit o frumos. Da, deci nu cred că trebuie să ne speriem. Da. Totul va fi bine. Când se termină cu bine. Dar nici la început. A, am, am, încă o chestie despre AI. Am făcut, după cum observ, o categorie semi-separată semiseparată: VR, uh -huh. AI și Future Tech, pentru că deja avem din ce în ce mai multe știri în fiecare săptămână despre chestiile de genul ăsta, așa că le-am cumulat într-o categorie proprie. Cum e asta? Inteligența artificială care elimină presupunerile din îngrijirea dentară. Adică un AI care va ajuta dentiștii să Finally. prezică mai bine ce problemă ai, uitându-se la radiografia ta. Pentru Finally! Că știm cu no? toții. Un doctor poate să-ți spună un lucru și alt doctor poate să-ți spună cu totul și cu totul -alt, alt lucru, uitându-se la aceeași imagine. Și să spună care dintre din dinți sunt perfecți, care sunt mai puțin perfecți, care ar trebui curățați, retușați și care ar trebui eventual scoși și schimbați. Da. Să-ți identifice după radiografie care sunt dinții problematici și Chestia mișto este că aceste aia ar putea să identifice în timp și care ar fi mișcarea acelor dinți. Cu siguranță. Că dinții sunt în continuă creștere. Cu siguranță. În continuă mișcare în gură și de aceea se folosesc și protezele acelea dentale care îți realiniază dinții pentru că se poate întâmpla chestia asta în timp. Dacă îi forțezi puțin, se întâmplă. Da. Adevărul că nu e o muncă ușoară să vă uiți radiografie, care a, pot, a fost făcută poate în grabă. știm cu toții care sunt... Condițiile când mm. vrei să faci radiografia, că e destul de... Gata! You're out, Știi? Pac, 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 deschide gura, a, 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 tu, 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 și gata, s-a terminat. Uh, nu zic că sunt multe greșeli, pentru că oamenii, doctorii chiar își dau seama după ce are radiografie ce au de făcut, dar uh, ar fi mai... Mai bună o analiză cât mai îndelungată pentru fiecare radiografie, ca să-ți dai seama și de alte tipuri de probleme. Da. INAM este, uh, com, uh, com, cum să zic, cofondatorul Overjet, o companie, bineînțeles, de la MIT, care folosește această inteligență artificială să analizeze și să noteze um, razele dentare pentru dentiști și pentru asiguratori. Atenție! Mai există o parte foarte implicată în direcția asta. Da, da. Pentru că cam totul se poate asigura nu? În da. de față. Au, au compania analizat <coughs> deja zeci de milioane de raze X. Nu vreau să mă câte economie le aduce asiguratorilor pentru false claim-uri și mici probleme de genul ăsta? Mm -hmm. Cred că o să merite banii pe software-ul ăla. Da, cu siguranță. Dar sper că îl dau, îl dau și pentru dentiști. Păi cu siguranță, ei o să aibă aplicații în orice domeniu unde se poate, spre. atât la asigurator cât și la dentiști. Exact. Cine știe, poate îl vedem și pe, peste vreo câțiva ani ceva periuțe de dinți care îți scanează gura și îți spun, e ok, nu e ok. Simt asta. Se mișcă dintele. Exact. Uite, o chestie foarte interesantă este că software-ul de la Overjet este gândit să îi ajută pe uh, dentiști să le arate problemele pe care le experimentează și să le explice de ce recomandă anumite tipuri de tratamente. Cum ar fi, de exemplu, dacă ai niște dureri de dinți care nu provin de la niște carii, și dentistul se explică că ea ar trebui să intre acolo, să spună o proteză mică, care să se separe cei doi dinți, pentru că ăia, în timpul uh, mișcărilor prin gură, se lovesc și se apasă unul pe celălalt și de acolo vine, de fapt, durerea. Un lucru care ar fi destul de greu de explicat și mai ales de acceptat de cineva care se uită la dinți și zice, păi da, sunt ok. Sunt ok. Nu, 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 există o presiune acolo care. Nu, domnule, tu ești dentist, tu vrei să-mi iei banii. Da. Nu toți dentiștii sunt răi, să știți. Mergeți până la dentist și mai faceți o vizită. O dată la doi ani măcar. Dacă nu o dată pe an. Am ajuns la secțiunea care îi place cel mai mult lui Andrei. Planetele. Știri din Stelele. spațiu. Știrile din spațiile. Spațiu. Spații. Avem mai multe spații. Mm -hmm. Între fiecare planetă avem câte un spațiu. Și între fiecare dintre. <laughs> Corect. <laughs> da. Cea mai grea Stea cu neutron descoperită vreodată este o văduvă neagră care își devorează partenerul și care e chiar în calea lactee. Aici avem o planetă care mănâncă o planetă? Da. Sau o stea care mănâncă o altă stea? Da, o stea care a consumat aproape în întregime masa partenerului său. Dar cum? E prea fierbinte? Uh... Are un uh, sex drive prea puternic? <laughs> De ce? Asta e mă, una e mai densă și una este mai puțin densă. Da, încercăm să văd acum aici. De-aia pot să înghită pe cealaltă. nu mi să cu chestia cu sex drive-ul. De, de acolo vine și da. de Black Widow. O masă maximă pentru stele cu neutroni sugerează că o, o, un, un amestec al nucleului și al toată, tuturor elementelor dizolvate ajunge până la miezul acesteia. Deci, practic, steaua aia nu este în totalitate solidă. Masa este cumva o combinație între solid și gaz și de aceea poate să înghite steaua cealaltă. Oricum e, sunt niște numere de ordin științific o fantastic, adică uite de exemplu la stelele ne cu neutroni, un inch, mm. adică un cub de 2 cm mm -hmm. jumate cântărește 10 miliarde de tone. 10 miliarde de tone. Da. Un cub de Atât, 2 cm jumate. Da. 10 miliarde de tone. Da. Nu sunt bune nici mâinile alea cu forță de 1000 de ori mai mare ca să te apuci să te joci cu ele. Da. da. Deci ideea e că steaua asta, steaua cu neutron pulsar PSR J0952 0607 este cel mai dens obiect aflat în vizorul Pământului. Sper să nu ajungă la Pământ. În vizorul lui, sper să nu ajungă la Pământ. E la aproximativ 3000 de ani lumină distanță. Mai ok, e departe e departe. Dacă începe să vină acum spre noi, Radu, avem la dispoziție 3000 de ani să, să găsim, să plecăm de aici. Vine Elon Musk cu rachetele în 3000 de ani, plecăm, Starlink, Marte. Eu sper să mai existe oameni după 3000 de ani pe pământ și să nu ajungem în acele filme science fiction care la momentul respectiv vor fi cumva o parte din istorie, nu o să mai fie science fiction. De ce, Radu? Păi dacă piston, ajungem să distrugem... Nu-ți să mergi pe Trepistuan să vezi acolo mai multe planete? Bă, nu prea, că nu erau condiții favorabile pe trea piston. Se presupune că e, e sistemul în care găsim cele mai asemănătoare condiții cu pământul. Se vedem pres... acum, știi se că... Se presupune, noi avem probleme și când mergem la Polul Nord. Știi că James Webb urmează să, și să ne studieze trei piston? Eu știu, dar îți explică, dacă ajungi la Ecuador, de exemplu, o să fie problematic pentru tine. Noi nu prea suportăm o diferență de 10 grade. Da, păi ce se întâmplă acolo? Știu, așa e. Știi că eu sunt optimist ca de fiecare dată. Și radă. eu sunt optimist. <laughs> În limita realismului. Posibil. Da. da. Îmi doresc, mă uit, îmi plac foarte mult filmele science fiction. Îmi place să cred că dincolo de planeta noastră mai există și altă formă de viață. Îmi place să cred că am putea ajunge odată acolo, chiar și noi, noi doi, că ar fi destul de accesibil și ușor să ajungem acolo. Dar până atunci mai avem ceva de mâncat. Din toate punctele de vedere. Și că tot vorbeam de James Oebradu... Ia zi, uimește-mă. Avem o nouă descoperire făcută în imaginea pe care acesta ne-a dat-o acum recent. Și anume, spuneam chiar în ediția trecută că cea mai veche galaxie pe care o putem vedea în imaginea aceea este de la 400 de milioane de ani după Big Bang. Adică da. la 13 miliarde și ceva de ani în urmă. S-a descoperit că una dintre galaxiile... Din imagine este chiar mai veche și s-a format la doar 233 de milioane de ani după ce a apărut uh, Universul. Mm -hmm. Adică 13 miliarde și vreo 500 de milioane de ani în urmă. Deci, am găsit imaginea de pe James, Wade, apropo, este un cont de Flickr de la NASA. văzut? Da. Unde ai partea și, și imaginea decalate și da. aliniamentul lor. E păi spectaculos ce se vede aici, dar uh, revenind înapoi la galaxia cealaltă, e, mai, mai există galaxia aia sau o vedem? Uh... Uh, o vedem vedem. Că... de unde mai scurte, adică în infraroșu. Uh, foarte greu, dar am văzut-o și uh, oamenii cred că putem chiar să vedem, uh, ei estimează că formarea acestei galaxii a început încă de la 120 de milioane de ani după Big Bang. Însă, pot să garanteze că la 220 de milioane de ani era acolo. Deci, pentru primii 120 de milioane de ani bănuim că atunci a început să se formeze și știm sigur că după 220 de milioane de ani era încă acolo. Și cercetătorii cred că, studiind imaginea, o să putem să găsim chiar și o galaxie mai apropiată de Big Bang decât asta. Ok. Deci, galaxia nu, nu știm dacă mai există acolo. Da, e majoritatea galaxiilor pe care le-am văzut în imaginea cel puțin cele care se văd după lupa da. gravitațională de acum 13 miliarde de ani. Nu se știe ce s-a Da. Pe adică, e, pentru cei care nu știu, noi când vedem galaxiile acelea, galaxiile acelea nu le vedem acum. E ca și cum eu mă uit la radul acum, ci vedem înapoi lumina care a călătorit 13 miliarde de ani, adică ce vedem noi în imaginea aia se întâmpla acum 13 miliarde de ani. Practic e o fereastră, e un, nu fereastră, este o găurică prin care ne uităm în trecut, da. cumva, la celelalte stele. Da. Apropo de spațiu, am și o știre care e un pic mai deprimantă. Rusia vrea să plece de pe ISS. <laughs> da, și eu vai să o fac eu un pic amuzantă. NASA au declarat că, ce, Rusia pleacă de pe ISS? Și pe noi nu ne anunță? Așa a fost. Nasa Serios? Da, n-a să spui, bo, ok, pleacă Rusia și nu, nu ne zice nimeni nimic. Partea nasoală este că, deși se întâmplă ce se întâmplă în continuare în Ucraina, sunt lucruri pe care nu le vom putea uita niciodată. Faptul că Rusia se retrage de pe ASS înseamnă un pas înapoi. Nu mai e un șot înainte, pentru că Rusia avea într-adevăr niște oameni foarte buni pe partea de știință. Știm foarte bine că Zona de transport până pe stația spațială era făcută de ei până să apară SpaceX-ul uh, și acolo a fost doar din, la un moment dat, ok, hai să zicem că a fost o susținere a industriei respective pentru că era un singur mare jucător, Rusia, care putea să trimite rachete în spațiu și o făcea mai accesibil decât o făceau alții, dar faptul că începem să ne separăm atât de mult încât rușii vor să-și construiască un avampost propriu, China vrea să facă la fel, statele Unite la fel. Eu înțeleg, concurența aduce chestii interesante. Dar și să lucrezi împreună e bine. Până acum a fost ok. Depinde, uite, mie mi se pare că nu e un lucru atât de rău. De ce? Oamenii ce vor să facă? Era clar că stația spațială internațională are o durată de viață limitată exact. și că în curând lucrurile se vor schimba. Ei, cu toate că au spus că își vor face propria lor stație spațială, au declarat că vor sta până la finalul programului pe ISS, da. până, la până la finalul anului 2024 și chiar și după, dacă e nevoie, au spus inclusiv că ei pot să susțină atât stația lor spațială mm -hmm. internațională cât și un program pe ISS. Și na evident că schimbările vin încă de săptămâna trecută când Yuri Borisov, noul șef al agenției spațiale Roscosmos, l-a înlocuit pe cum îl cheamă, pe Ro Dimitri Rogozin. Da. Și ce mi se pare mie interesant la această stație spațială a lor este că nu o să mai fie ca iss nu o să fie o stație spațială, nu o să fie un modul care are nevoie permanent de echipaj uman, ci o să fie un modul care va, va avea echipaj uman doar o lună sau două pe an. Lucru care îl face mult mai uh, ok din punct de vedere al costurilor și mai are câteva lucruri uh, diferite față de stația spațială internațională: că se poate mișca pe axă, stația spațială merge doar pe o singură da. axă și nu se po nu -și poate îndrepta. Uh, senzorii, infra, infraroși și așa mai departe în anumite direcții. Deci e mai fiabilă și pot să facă cu ea mult mai multe teste decât se pot face în moment de pe ISS. Și având în vedere că și China își face propria stație spațială internațională, o să vedem probabil și a lor dacă totul decurge bine, cu siguranță și America o să plănuiască ceva în direcția asta și de aici cred că numai lucruri bune vor ieși. Să vedem. Sunt curioși ce se întâmple mai avem uh, oricum destul timp până atunci, până în 2024. E timp să se mai întâmple lucruri interesante. În uh, parcă în 2008, 2028, au zis că vor uh... Uh, o, o să și lanseze stația lor spațială proprie. Da, stai naștem, nu da? numai o secundă că îți mai dau acum niște informații. Uh, aveam și niște date de când vor uh, să lanseze. Uh -huh. Până una altă trebuie să știm că stația spațială a fost construită în 1998, a fost lansată practic în 1998 și a fost cel mai scump obiect creat de om vreodată. Extrem da. de scump. Da, deci prima fază a R.O.S.S., că așa se va numi, ar Russian începe... Station? Wow. În... <laughs> wow. ar începe în 2028. Iar dacă totul funcționează bine, o să vedem următorul modul care va fi cu șase porturi de andocare, asemănător NEM și uh, faza care se va încheia până în 2030. Când o să termine orașul ăla în uh, Arabia Saudită. Da. Ok. Deci în 2030 ar trebui să aibă deja două module și o să fie la o altitudine de 334 de kilometri. Și ulterior va ajunge la 372, cu inclinație orbitală de 96,9 grade. Ce se schimbă în uh, misiunea de pe marte? Cam am înțeles A... că mai apar două elicoptere. Mm -hmm. Foarte interesant. Știi că NASA plănuiește o misiune uh, în care să meargă și să colecteze mostrele colectate de roverul Perseverance. Care ar trebui să ajungă pe Marte tot prin 2030, nu? Exact, exact. Uh, pe Cavaleria avem un clip despre Perseverance în care am explicat puțin și despre treaba asta. Dacă vreți să aflați mai multe, puteți să vă uitați. Ideea e că de atunci și până acum ce s-a schimbat este că nu mai plănuiesc să trimită un rover care să meargă să colecteze uh, mostrele respective, ci plănuiesc să-l pună pe Perseverance să meargă el până în locul unde... Uh, nu vrei să ne întâlnim noi la mijloc așa ca să nu ne mai chinuim, nu? Fair enough. Fair enough. Uh, având în vedere că Perseverance a funcționat mult mai bine decât se așteptau și totul a mers mult peste așteptări, la fel și cu Ingenuity... Cercetătorii au considerat că nu mai e nevoie de încă un rover care să facă doar tascul acesta, ci ar putea să-l folosească pe Perseverance să mai scutească probabil niște multe miliarde. Mm. De deci ce au? Să aibă unul de rezervă în, în, în racheta care ajunge din nou pe Marte. Uh, ideea e că ei oricum acolo, ei trebuie să, să lanseze modulul acela care va ateriza, și în, mo în modulul respectiv există și o capsulă care va fi. Uh, va face prima lansare a unei rachete de pe o altă planetă. Da. Știi? deci e destul de complicat, și cu modulul ăla, și cu racheta pe care trebuie să o aibă în el. Plus că, pe lângă asta, o să aibă și încă două elicoptere, mm -hmm. în genul lui Ingenuity, care vor putea uh, zbura la o distanță de aproximativ 700 de metri de punctul de unde se se nice. ridică. Și ei plănuiesc, că, uh, plănuiesc ca. Uh, Modulul acesta când asolizează pe Marte să fie la aproximativ 50 de metri de unde o să fie Perseverance. Da, deci foarte aproape, ca da. să întâlnească repede să facă schimb de pietricele. Exact, exact. O, ex o să existe un braț care o să ajute să ia mostrele respective, să le pună în rachetă. Și apoi o să vedem prima lansare de pe o, sau nu știu dacă o să vedem, dar cu siguranță o să aflăm despre cum a decurs prima lansare de pe o altă planetă. E, până și... în 2030 o să schimbe și o să mai facă și un upgrade la internet. Da, o să zic așa la comunicare și o să ajungă și informațiile la noi. Da, undeva prin tot așa 2027-2028, cred că 2027 se planuiește trimiterea care durează, nu știu, 18, luni parcă, până pe martie, da, cam așa Da. Este distan... da. Uh, și undeva în 2033, uh -huh. dacă nu greșesc. să se întoarcă. Exact, se vor întoarce mostrele înapoi pe pământ și le vom putea studia. Cool. Cool, hai să revenim cu picioarele pe pământ la niște mașinuțe interesante. Am ajuns în secțiunea de auto. Avem acest Paceman, Mini Paceman, care, băi, frumos! Mie îmi place Bă, e asta, zis. E, Mi se e pare, frumos. știi cum mi se pare? Știi băiatul ăla, tocilar, așa, mm. îmbrăcat bine, frumos, cu o cămășuță frumoasă cu ochelari? Așa mi se pare mașina asta. Tocilarul la care e cool. Mini a fost într-adevăr un concept foarte mișto, care a ajuns să fie motorizat de BMW, și a fost popularizat extrem de mult în ultimii 10-15 ani. Și îi spun că acel... fapt, stai, că nu e Paceman, e Aceman. Am citit eu greșit, am crezut că n-am văzut bine. Se numește Mini Aceman. Respectă cumva forma primului Mini, Mini Cooper. Acel Mini Cooper pe care îl avea și um, actorul nostru preferat de comedie. De fapt, personajul. Mr. Bean? Personajul avea, Mr. Bean. Dar interiorul este fantastic. Tu ai văzut interiorul acestei mașini? Da. Spectaculos. Băi, băi, deci pe bune. Da. Partea de sus, din nou, nou comment. Faptul că poți să spui băgăjele și alte chestii pe mașină, să ți le așezi frumos în chingile alea, iarăși este o chestie genială. Băi, da interiorul. Hai o dată cu pozele de la interior. <laughs> Frumoasă galeria, vreau să ajung la interior. Și chestia asta cu ledurile. Băi, serios, e mult mai mișto decât brandul mașinii sau logo-ul, da. mai ales într-o mașină așa. Dacă ăsta va fi interiorul jos pălăria. Este absolut uite și la scaun, la design, la Da. E o mașină colorată, frumoasă, elegantă, curată. Au păstrat un ecran central rotund. și rotund, da mie mi se pare foarte mișto, sincer mi se pare, chiar mi se pare că au venit cu altceva este, și, wow. și este, potrivit este senzația aia pe care mi-a dat-o BMW i3, prima dată când am urcat în ea și am văzut lemn, am văzut uh, um, textil dar un textil frumos, texturat e, era altceva da dacă tu am zis de BMW sunt niște chestii de discutat aici cum ar fi abonamentele pentru un în scaune. Da, sunt pe bune chestiile astea uh, și sunt la nivel de abonament 18 dolari pe lună, 180 de dolari pentru un an, 3 ani 300 sau dacă vrei obținea completă 415. Acum, poate ne revoltă, revoltă cumva ideea asta de a avea abonament. Până la urmă, opțiunea există acolo să și cumperi full, la fel cum făceai și până acum. O poți cumpăra full, dar poate ții mașina doar un an de zile și vei face faci economie. Se întâmplă. Și plătești doar 180 de dolari. Sau poate, 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 ești prea deștept și te gândești. Oare cât aș putea să economisesc eu dacă folosesc încălzirea scaune doar în ianuarie, decembrie, ianuarie și februarie? Hm? Hm? Când am nevoie de ea în timpul verii. Dacă mă întreb pe mine, așa e, dar cred că nu cred că o să fie ok, viabil economic pentru tine ca mașină personală. În schimb, mm -hmm. mi se pare foarte bun pentru situațiile când ai flote de mașini sau vrei să închiriezi o mașină. Acolo da, mi se pare da. foarte potrivit. Dacă plătești 18 dolari, 36, 50 și ceva de dolari pe iarnă. Trebuie să ții mașina aia 8 ani de zile ca să ajungi la 415 pentru obținea completă. Da. Dar la românul, român, mai ales la noi românul știi cum e, lasă-mă dau 300 de dolari să știu că am eu opțiune nu acolo, cred. Sunt tot timpul. Nu, că e 415, tocmai e chestia, că dacă se face un pic de matematică, s-ar putea să ieși mai ieftin, că ți-o activezi pe 3 luni de zile, hmm? atunci când ai nevoie să fie calți ca unul. Sau poate în iarna respectivă, pur și simplu nu mergi cu mașina, pentru că în iarna respectivă -ai, te decizi să ții un concediu de două luni și jumătate, exact în perioada aia, undeva unde e mai cald. Și nu ai nevoie să plătești abonamentul. Da, cu siguranță, ăsta e, e un lucru bun că se întâmplă și apare genul ăsta de oferte. Eu aș vrea subscripție la apă caldă. Serios. Subscripție la apă caldă. Uite și asta cu Driving Assistant Plus. Safety Camera Information, High Beam Assistant. Sunt niște opțiuni pe care, dacă le poți activa doar în, în momentele în care vrei tu... Sunt de acord să dau pay din cardul băgat în softul mașinii, în calculatorul mașinii, că sigur ai uh, un meniu de genul ăsta în zona respectivă sau de pe telefon, și să activez High Beam assist atunci când plec la drum. Nu? E o opțiune pe care o folosesc de două ori pe an, că poate plec destul de rar în vacanță. Ia, sunt curios. Scrieți și voi la comentarii ce opțiuni aveți pe mașină sau ce opțiuni v-ați dori să aveți și ați vrea să le plătiți doar un an, o lună, o săptămână, ce opțiuni vedeți voi că ar merge în genul ăsta de... Gândește-te nu, nu că un... să te lauzi. Te duci la prieten cu telefonul și te le activezi pe toate. Uite, vezi că pot? Vezi? Îmi permit. Da. Tu ai opțiunea de încălzire în scaune? Nu. No. Bă, dar da, e Radu, n -am, n -am e, e, vară, sunt 40 de grade acum, da, nu exact, dar acum da, da, ți-ai permis sau nu ți-ai permis? O am, exact, o am. Exact. Pe tele... <laughs> Partea asta cu microtransacții pe zona de auto este un, e o chestie interesantă și nouă, pe care o testează așa cum uh, diversi producători de mașini. Tesla o face de ceva vreme și aici nu ca să ridic în slăb, dar este meseriaș la capitolul ăsta, poți să activezi uh, extra opțiunea care acum mi se pare că ajunge la 10.000 de dolari pentru full self driving mode, pentru FSD. Este 10.000. Yes. Poți să Am... o activezi direct pe mașină. Are internet, are datele tale de când ți-ai cumpărat mașina, deci o poți face. Dar chestia cu microtransacțiile s a dovedit a fi mult mai bănoasă pentru industria de jocuri și de acolo au luat bineînțeles și industria audio lecții. Nu? Păi și atunci Radu, dacă e mai bănoasă pentru industrie și uh -huh. mai benefică pentru consumator. Păi ar trebui să o adoptăm, nu? Nu știm cât de benefică e pentru noi. I-am zis asta. O, o variantă, poate să ar să nu poți renunța la abonament. Asta zic, știi, aici s-ar putea să până să o vedem implementată, știi că e cumva unde cineva trebuie să piardă. Compania câștigă, tu câștigi. Există și variante în care să putem fi fericiți cu toții, dar, realist vorbind, sunt o anumite opțiuni în care nu sunt cumpărate de oameni și ei se gândesc că ar putea fi fiind deja livrate sau instalate, oamenii să le folosească și să le plătească în continuare. Da, e o posibilitate. Vedem. Să sigur că mai vine cineva cu o idee similară. Uh, am ajuns la secțiunea nou introdusă, care s-ar putea să vă intereseze mai mult decât știrile pe care le-ați văzut astăzi. Avem patru site-uri foarte interesante care ar trebui să vă ajute. Avem în primul rând fotopeia.com, care este un editor avansat de imagini și convertor, de exemplu, că deschide și PSD, Adobe Illustrator, Adobe XD, Sketch, PDF-uri, RAW-uri sau orice alt tip de imagine posibilă și te poți conecta la Google Drive, la Share Drives, la OneDrive, la Dropbox, ca să folosești, să, să faci poze, okay. să le editezi și să faci ceva interesant cu ele. Îți faci o prezentare, de exemplu. Uite, și mai ales pe partea de convertor, câtă nevoie ai de un convertor bun no. online. De fiecare dată. Ia uite ce frumos. Pac, 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 și dau export. nu? File, exportez. PDF, mor. Arată foarte asemănător cu Photoshop. Exact. Asta era și ideea. Photoshop gratuit. Ai foarte niște corp. reclame aici, ai un alt blocker care s-ar putea să mai limiteze o parte dintre ele, dar este un editor de imagine foarte capabil, la fel ca și Photoshop-ul, poate nu cu toate chestiile noi pe care, de exemplu, pare să varianta 2012, dar e gratis. Deci, dacă vrei să editezi sau să convertezi imagini, caută fotopea.com sau alternativa pe care o folosesc eu de ceva vreme este Canva. Da, și oricum, eu cred că mi se pare că are suficiente chestii pentru un edit basic spre medium, adică uh -huh. poți să spui un text, poți să faci un crop. Ai și mai multe chestii. Da, am zis chestii de bază. Canva, adică, ai Canva are, de, de exemplu, o... zeci de mii de template-uri pentru orice vrei tu. Zeci de mii. Bine, asta e pe varianta Pro dar și pe varianta gratis găsești o grămadă de chestii. Uite, 740 de, mii de stiluri moderne de template-uri. Păi îți iau veșnicie doar să găsești ceva aici. Să cauți în toate, să le vezi pe toate. Variante gratuite. Ca să nu fie nevoie să, -ți, să plătești o licență, de exemplu, poate chiar nu îți permiți sau nu vrei să folosești sau o folosești atât de rar încât nu contează pentru tine. Așadar, mergi pe variante gratis. Următorul, Uh, și ce-i asta? Oferte la jocuri. Nu, 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 că mai A, am un set interesant. Ah, n-am văzut. Geoguessr. Este jocul ăla pe care l-ați văzut pe TikTok când oamenii găsesc locația uh, uh, prin Google Maps. Este un joc. Se numește Geoguessr. Te trimite să arate niște fotografii și tu mm. trebuie să-ți dai seama unde ești. Barcelona? Pe hartă. Zici că e Barcelona? Mă mm. am dus -am, cam departe zic dacă pot să îmi dau seama după ce. zici? Pare America? Nu pare America după blocuri. Ba da. Sau ba... Da, uite, semn. Miami? Hawaii? Miami, nu Hawaii. Mm. Ah, numerele sunt blurate. Da, păi nu, scopul e știi să-ți dai seama fără să... Fără să te uiți la semne, fără să mai mergi. His. uite niște ponturi. Îmi arată forma. continentului, unde se află. Mulțumesc, m-am lămurit. <laughs> autobuz, ah, sc scrie ceva pe autobuz. A, oh, uite. Sico suț. Mașini americană în general. <laughs> Da, m-am pierdut. Recent l-am văzut pe un tip radu care juca la doar uitându-se la asfalt. Da, mi se pare genial. Deci sunt un atât de bun la jocul ăsta și o să te, te captiveze, îți garantez. Hacker type, e chestia atât de simplă, în care pur și simplu scrii orice vrei tu și îți arată ca și cum mai scrie linii de cod. Ia, uite. Serios, să ce scrie acolo. Mamă, Radu! Vai, Radu, cum tastezi așa repede fără să te uiți măcar la tastatură? Radu, ești un adevărat hacker. <laughs> Become a real hacker. Ia ce scrie aici. IT fundamentals for cyber security, cyber security tools. Eu un site făcut la interes, ca să zic așa, să, te, să, ți mai aducă, să mai aducă niște clienți pentru cursurile lor, care s-ar putea să fie utile pe viitor. Așadar, vezi ce faci. Poate vrei să-ți faci o schimbare de carieră. Flight Radar 24, unii poate știți de el, el, alții poate nu, dar este site-ul care îți poate monitoriza toate zborurile din lumea asta mare și frumoasă. Dacă știi numele zborului, poți să-l introduci aici, cum ar fi, de exemplu... Flightradar, site care a devenit foarte popular acum după ce a izbucnit războiul în Ucraina și toată lumea se uita cum, uite, în Ucraina nu mai circulă avioanele. Da, exact. Lucru care e valabil și acum. Poți să vezi dacă a decolat la timp, dacă a aterizat la timp, dacă este în drum spre destinație și așa mai departe. Folosește-l cu încredere pentru că e gratuit, mai ales dacă ești, de exemplu, un șofer de Uber sau de Bolt sau de orice alt transportator și trebuie să iei pe cineva de la aeroport, poți să-l întrebi numărul zborului și o să știi exact dacă a aterizat, dacă la ce oră vine și să nu te stresezi în parcare când îl aștepți. Hm? O idee bună? Da, 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 good point. Le dăm și niște oferte de jocuri? Hai să vedem. Apropo, să știi cum am jucat 3. Și? 10 minute. Și? Am trecut la Ghost of Tsushima pentru că era în pachet. Am făcut upgrade de la PlayStation normal la extra, la, de, la, da, de la plus la extra. Așa cum mi-ați recomandat și voi, apropo, în comentarii și vă mulțumesc pentru asta. Uh, îl găsisem când am ajuns acasă înainte să publicăm noi curiozii după filmare și mi-a făcut upgrade-ul și m am jucat Ghost of Tsushima, cred că vreo 10 ore, cumulat, de atunci până acum. E fain jocul, te prinde. Te urci pe cal, te duci, explorezi zonele atât de frumos, atât de verde pe acolo. A uh -huh. Asta are o grafică o niște o... Ninja. Da, are, are o grafică faină. Și străie drăguț, dar sincer, spun, m-am jucat doar 10 minute. Deși la capitolul grafică se destul de bine. L-am luat pentru PlayStation, că diferența nu am văzut că nu e atât de mare față de PC. Dar, mai avem aici pe GG Deals și alte ponturi de pe Steam, cum ar fi, de exemplu, Age of Mythology. Nu știu dacă te-ai jucat. Nu. No. Dar este un joc drăguț. 75% reducere. Exact, mai avem Star Wars Squadrons, care a ajuns și la 75%. Cooking Simulator. Există așa ceva, mm -hmm, da? Mm -hmm. GTA... Historical. Though. Exact, uite, GTA... Asta e GTA 4, Complete Edition. Dacă vrei să fii nostalgic, uh, nice. poți să o faci 6 pentru... 6 dolari. 6 dolari, exact. Uh, și mai sunt multe jocuri. Sunt ordonate, bineînțeles, în funcție de cât la sută au reducere. Aproape. Tales of Zestiria, 85%. Red Redem și 2, 29 de dolari. Un preț mai bun decât cel de 59,99. Le găsiți pe GG Deals. V-am lăsat un link mai jos în descriere. Și ca să nu fim părtinitori, avem și jocuri de pe PlayStation. Ai văzut ceva interesant? Nu. Ți-a atras ceva atenția? Nu. Știi că nu prea... Call of nu. Duty, așa, un God of War? Nici măcar. Jedi, The Fallen Order, nu? În afară de... Bine, trebuie să te mai joci. Trebuie să te mai joci. Îți spun că trebuie să te mai joci. Poți să instalezi jocuri pe laptopul ăla să te mai joci. Uh -huh. Nu spun că jocurile sunt benefice, nu spun că sunt non-benefice, dar pe mine m-au relaxat. dar uite. sunt benefice, Pune și Elon Musk își lasă copiii să joace și chiar îi încurajează. Exact. Ideea este joci jocuri, nu știu, de strategie sau jocuri care te solicită să faci un efort mental și să nu le joci atât de mult încât efortul ăla mental să devină distructiv pentru tine. Și mm -hmm. să te joci cât să spui mintea la treabă. Exact, dacă vezi că e razna din cauza unui joc, nu, pur și simplu nu poți să treci de nivelul ăla, ia o pauză că nu e bine să-ți omori neuronii pentru că n-ai reușit să-l bați pe bossul ăla din nivelul respectiv ca să mergi mai departe. Da. Uh, e un joc mai vechiuț, dar cred că merită băgat în seamă. Dar nu e 339 de lei, ci pur și simplu îl găsești uh, gratuit la pachet împreună cu vreo alte 50 de titluri pe PlayStation Extra. Un abonament anual, desigur, pentru PlayStation. Despre criptă nu discutăm, o lăsăm pe Andrei Brotoccu pentru că este mult mai experimentat și mai uh, cunoscător decât noi. Uh, și el o să vă informațiile de care aveți nevoie luni viitoare la o nouă ediție de Criptovine, dar aș mai vreau să fac vreo trei recomandări de filme, ce zici? Da, chiar te rog. Poate mă da. și la unul din ele. The Grey Man pe Netflix. E un film drăguț. E merită încercat. 6,6 pe IMDb. N-are notă foarte prostul. Dar e interesant. Și sunt niște actori destul de mari, dacă e să o așa. Ryan Gosling, Gosling Chris Evans, Ana de Armas. E un pic tras de păr, dacă e să mă întreb pe mine. Dar până la urmă este o acțiune așa de, de sâmbătă, de vineri, de relaxare. Te duci, arunci o privire, dacă îți place, nu îți place. Și ce-ți mai recomand eu, astea sunt filme pe care și tu, Andrei, ar trebui să le vezi, dacă nu le-ai văzut. Nu le-am văzut. Dacă ai chef, dacă te pasionează, sunt două comedii foarte mișto. 1998 și 2000. A, ăsta, bă, da, ăsta l-am văzut. L-ai văzut pe șapte da. psihopați? L-am da. început, l-am văzut mai de mult, dar l-am reînceput seară, doar că am adormit. Da, se întâmplă, adorm la film. Uh, și al doilea este, ăsta e Seven Psychopaths, cu, 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 cu câinii, cu, Deci... E atât de mult timp de când am văzut filmul ăsta? da. Dar da, e genial. Tare, a, și eu, cum fai? Foarte tare și eu și, eu, și eu, filmul ăsta. Lock, Stock and two Smoking, Barrels este un icon al directorului Guy Ritchie. Aruncați o privire măcar la trailer și dacă vă tentează, vă descurcați voi cum îl găsiți. Dar serios, este un film care are 1,2 pe IMDB din 575.000 de voturi. E bun. Este un film bun, da. făcut acum 24 de ani, care merită. O să vedeți pe actorii voștri preferați, inclusiv pe Jason Statham, uh, uh, efectiv cu... Total diferiți, că erau foarte tineri în perioada respectivă. Și uite, Ce aducam azi, și o recomandare. Deci mi-am amintit că am yes. văzut și eu recent un serial, Man vs. B, uh, cu Rowan Atkins Atkinson e, și e un serial serios? foarte mișto din episoade foarte scurte de 10-15 minute episodul și e, e genial, e, e, el care are ceva probleme în familie, e despărțit de nevastă și se duce să aibă grija de casa unora, o casă foarte high-tech și foarte scumpă și așa. Și acolo apare albina asta, care îi dă de furcă și care nu lasă în pace și care îl face efectiv să distrugă toată casa aia. Și în stilul lui Rowan Atkins, Atkinson, de care suntem toți îndrăgostiți și care e foarte amuzant. Foarte tare. Uh, îți mulțumesc, mi-ai dat de lucru. Cum are drag. Cum are drag. Thank you. Cu mare drag. Thank și cam you. asta ar fi, Radu. Cred că ne oprim aici yes. cu recomandările astea drăguțe. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi în această sâmbătă minunată. Să aveți poftă bună la cafeluță, zi frumoasă, plină de soare, să ieșiți afară să vă bucurați de vremea frumoasă și cam asta ar fi. Hai, să ne vedem cu bine. Îți mulțumesc, Andrei. Eu îți mulțumesc, Radu. Și până data viitoare, numai bine. Like, share și cam atât.